Garderoba perfectă pentru un politician constă în câteva costume care să fie croite sau modificate conform greutății, câteva sacouri clasice în diferite texturi, câteva cămăși albe și bleu, dar și negre, impecabil călcate, cravate în culori pastelate și de preferat șosete lungi. La acestea se adaugă accesoriile, pantofii care trebuie să arate perfect, cureaua, butonii și ceasul. Nu ai nevoie de bani mulți ca să te îmbraci corect și să comunici publicului un mesaj de decență și calitate. Prima impresie contează întotdeauna și impactul vizual este unul foarte puternic. Nu trebuie să ne supărăm dacă primim câteva critici, ci să învățăm din sfaturile specialiștilor. Când ești persoană publică, imaginea nu-ți mai aparține și atunci este normal să nu deranjezi nici măcar vizual. Consider că e foarte important să acorde o importanță mare și să se studieze foarte bine, însă i-aș sfătui să nu se arunce așa la tendințele care apar azi, mâine dispar, la anul se poartă altceva, ci ar trebui să-și caute un stil al lor, să fie consecvent și în arge, să știi că nu știu foarte mulți bărbați, nu prea am urmărit, însă cred că, sper să nu-i greșesc numele, din ce am văzut eu pe la televizor, îmi place foarte mult domnul Mircea Drăghici, da. Este tot timpul foarte office, este la fel dedicat stilului pe care îl are. Nu-l vezi astăzi în training și mâine în costum. Adică e oarecum elegant în toate etapele din viața lui, fie că merge la supermarket, fie că e la, nu știu, politică. Dintre politicienii corect îmbrăcați, îi putem aminti pe Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului, Sorin Grindeanu, premierul României, Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, Cristian Băureanu, Radu Mazăre, Adrian Videanu, Victor Ponta, Răzvan Ungureanu și Adrian Năstase. Ceilalți politicieni care nu știu să-și asorteze o ținută corespunzătoare ar putea să-și angajeze un consilier de imagine pentru a respecta un cod până la urmă al bunului simț estetic, dar nu numai.